Astăzi, 26 mai 2020, ora 9, conform datelor centralizate la nivel județean, sunt în autoizolare la domiciliu 3.375 de persoane, în carantină instituționalizată 147 de persoane, 15.350 de persoane ieșite din autoizolare, 2.960 de persoane ieșite din carantină instituționalizată. Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 19.236 de teste. Conform situației, de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2.269 de persoane declarate vindecate. În ultimele 24 de ore au fost internate în spital 32 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și externate 30 de persoane. Facem un apel la suceveni să manifeste aceeași atitudine conștientă, responsabilă, adoptată pe întreaga perioadă în care am trecut cu toții prin experiența carantinei pentru a ne întoarce treptat la viața noastră, la libertățile noastre așa cum le știam. Aceste zile, în care măsurile de prevenire și protecție contra noului coronavirus au fost relaxate temporar, să nu fie transformate într-un pericol inutil pentru noi, pentru părinți, bunici și toți cei dragi. În perioada stării de alertă, trebuie să manifestăm pe deplin datoria cetățenească de a face tot ce ne stă în putință pentru a lupta și de a proteja pe cei mai vulnerabili dintre noi, împotriva COVID-19.